Doamnelor și domnilor, bună seara, sunt Elena Ciolac și vă prezint emisiunea informativă Evenimentul Zilei. Pentru elevii de la Liceul Teoretic Constantin Stere din orașul Soroca, orele de engleză sunt mai deosebite ca în celelalte instituții de învățământ. Orele sunt predate de un adevărat american. Elevii de aici spun că le place noul experiment. Raimond este noul profesor de limbă engleză la Liceul Teoretic Constantin Stere din orașul Soroca. Este originar din America, statul California. A ajuns la Soroca printr-un program organizat de Corpul Păcii, în parteneriat cu administrația liceului de la Soroca. Corpul Păcii împarte cu lumea cea mai prețioasă resursă, oamenii săi. Voluntarii lucrează în domenii precum educație, dezvoltare comunitară, organizații de tineret, mediu și tehnologii informaționale. Vreau să spun un lucru, că profesorii noștri vorbesc o limbă literară, vorbesc o limbă mai clar, dar atunci când ne nimerim, fiind și eu în Statele Unite, am nimerit unul la unul cu americanii, ei vorbesc un pic altfel, cu dialecte, și ni se pare că nu înțelegem deloc. De aceea este foarte bine că elevii noștri să audă și o vorbire, deci literară, mai clar vorbită, și o vorbire, deci vorbită de un american, adevărat. Și aceasta va ajuta ca elevii noștri să comunice mai ușor în limba engleză. Deși este pentru prima oară în Republica Moldova, Raimond spune că îi place mult țara, îndeosebi orașul Soroca. And the food is great. Oamenii sunt foarte primitori, calzi la suflet, buni la suflet. I-a plăcut foarte mult mâncarea. Și mai ales cultura este ceva care l-a impresionat foarte mult și spune că copiii noștri sunt foarte legați de cultură, dar în Statele Unite Americii, în comunitatea sa, studenții nu sunt legați nici de cultură și nici de istorie. De specialitate, Raimond este profesor de literatură engleză. A predat timp de 5 ani în instituțiile de învățământ din California. Este bucuros că acum are posibilitatea să facă ore și cu elevii din Moldova. Most definitely, yes. Desigur că da. Elevii l-au îndrăgit de la prima lecție pe noul profesor, mai ales că este bun la note. Noul profesor ne-a impresionat deodată cum a venit la lecție, prin metodele lui de vorbire, de predare. Pentru noi este o experiență nouă, adică să vorbim cu un englez nativ și sperăm să învățăm cu ajutorul lui să ne exprimăm cât mai bine și să ajungem la nivelul lui de cunoștințe. Este ceva interesant și ceva nou, că noi ne predă doi profesori odată. Unul este englez de origine și mai ușor de înțeles. Ești de învățat în limba engleză și note bune, note bune. Deși se află în Moldova de la 1 septembrie, deja a reușit să însușească româna. Când am venit aici 3 săptămâni în urmă, am văzut multă cultură și tradițiile moldovenilor. Sunt foarte frumos, am fost la cetate, e frumos acolo, am fost la pădure, am fost la luminare, cunoștință. E vederea de acolo este... Am fost foarte super. Profesorul spune că nu este ușor, dar spre deosebire de alte limbi, româna o însușește repede. E complicat, dar mai ușor decât engleză. Și pentru că a zis că i-a plăcut aproape totul în orașul nostru, n-am ezitat să-l întrebăm și despre fetele noastre, cum îi par, la care cam s-a rușinat un pic. Sunt moldovan aici și sunt... da... Fete foarte frumoase. Profesorul din America va preda la Liceul Constantin Stere timp de 2 ani, așa prevede proiectul de la Corpul Păcii. Stimați telespectatori, ați urmărit emisiunea informativă Evenimentul Zilei. Vă dorim o seară frumoasă în continuare, desigur, alături de SOR TV. La revedere!